shit, pardon me. În fața primăriei am spus pentru paradă, pentru vreme frumoasă, pentru veselie cu petrecere, pentru spor în toate. Ediția a început? Ruga nu are ediția, vine din negura vremurilor, vine odată cu creștinarea poporului român, care nu pot să-i spun în ce an s-a făcut. Știu că a fost un proces îndelungat și credința a sporit de la an la an. Și cu aceasta și ruga a crescut în dimensiune și în manifestări. Da. Astăzi avem muzică ușoară și populară, pentru că sunt două secțiuni ale Școlii Populare de Artă. Nu pot să... Mâine avem folclor sârbesc. Și duminică? Și duminică avem muzică modernă. Thank you.
Programul de muzică ușoară cu Ana Maria Flaicu din Caransebeș cu piesele Say You Love Me și Lupi. Crescut la o cabană, umbrit de brazi, înalți cărunți, înalți cărunți, ce astăzi se destramă. De ce vă destrămați ușor, vă destrămați voi? Vise pe poteci, pe poteci, în amintirea munților, a munților, să dai noim pe veci, să dai noim, dirim, diradidam, diram, diradidam, diridim, dadam. Ar stelele ca lumânări, ca lumânări pe-al muntelui altar. Văd multă aglomerație, dar văd și multă mâncare bună și adevărată. Păi la noi așa se face la Maramureș, multă mâncare și bună. Vă face cu suflet și ne place să mâncăm și să lucrăm. Cum percep bănățenii mâncarea dumneavoastră? Foarte bine, foarte bine. Ne cunoști din alte părți și cam
vin la sigur, vin, avem oameni care ne cunosc și vin numai la noi. De unde sunt produsele? E la Maramureș, pe Valea Ize, din Săliștea de Sus. De la magazin cumva sau produsele proprie? Avem ferma noastră, noi creștem porci, noi le pregătim, noi avem abatorul nostru specializat și autorizat, deci sunt produse care le cunoaște toată țara, ferma zootehnică e cunoscută în toată lumea. Ce vindeți? Păi, avem mâncare tradițională de Maramureș, avem la grătar tăfia luceafă, mangaliță mai mult, suntem numai crescători de mangaliță, de toate, cârnați, șuncă, ceafă, avem și produse afumate. Am văzut niște prețuri foarte rezonabile, 4 lei sarmalele. Păi acum știți cum e, omul să-și poată permite și săracul și bogatul. Cum vă numiți? Gal Maria. Maria, Maria de pe Valea Iză. Foarte bun. Ce ați mâncat? Sărmăluțe din Maramureș, cu păsat. Cum sunt? Foarte bune. Mai faine ca cele bănățenești? Mai, mai. Sunt deosebite față de ale noastre care se fac în alt fel în Banat, nu? Și cu pomana porcului. La ce vi s-a lăsat mai exact? La sarmale, în primul rând. Sunt deosebite de ale noastre, bănățenești? Nu știu, acum le încercăm. Vedem, nu cunosc. Nu încă, e un preparat nou, cred. Așa am înțeles. Cu plăcere. Ce ați cumpărat? Mici, de Deva. Cum vi se par? Nu i-am gustat, să văd. I-a auzit. Nu sunt de Maramureș. O să-i gust și sper să fie bun. După aspect, cum îți? Arată bine. Adriana. De Maramureș. Cine-i face? Noi. Niște mici? Cum vi se par mici? Foarte bun și ok. Mai bun ca acasă sau? Da, mai bun ca acasă. Da. Cum vi se pare organizarea în general? Ok, e plăcut în general și aia. Frumos. Mulțumesc. Să vorbești cu mine, nu vrei? Pește am zi, pește mai mare și prot. Pregătit extraordinar de bine și cu mujdei, ia uite ce scrie aici, ceva special, cu 8 condimente care îi zic mujdei Viagra. Toată lumea așa știe. Ia uitați. Da. E aici ceva deosebit. E ceva deosebit aici. Extraordinar. Aici în Caransebeș și în Severin toată lumea... Vă rog. Și în Severin și în Caransebeș pentru mujdeiul ăsta... Ia pește în mod special. E deosebit de bine făcut. Un mare secret făcut de mine. Mujdei de casă. Numai usturoi natural și condimente naturale. Nu există chimicale deloc. Seară. Sunt foarte buni. Pe cine întrebi? Mai sau pe domnul? Pe mine. Sunt foarte buni. Da? Doamna zice că sunt foarte buni. Cum îți? Sunt buni, sunt buni. Din cauza mujdeiului? Da, da. Vreo 25 de ani.
ce faceți aici? Aici facem o fasolică cu bobgul, așa îi zice noi în Ardeal, cu ceafă, ciolan, cârnăciori. E o mâncare bună ardelenească. Cum o percepă nețenii, mănâncă? Da, se vinde foarte bine, le place. Însă sunt încântați de mâncărul nostru ardelenești și noi suntem mulțumiți că vin și cumpără de la noi. Se vinde? Da, se vinde bine. Se vinde, da. Cum vă numiți? Pop Ioan mă numesc, de la Dejul de Cucluș. Acolo ce avem? Aici avem păstramă de berbecuț, sos de vin roșu și aici gulaș de vițel cu cartofi. Dar la ruletă, bă, nu e, e, da.